De ce nu? Pentru că lucrurile sunt destul de grave, nimic nu pare că nu merge nimic în țara aceasta. Avem cu noi colegii de la Teleferade. O să vă rog să mi-i prezentați. Da, avem pe domnul Maxim Rodrigo, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România. Îl avem pe domnul Mircea Dogaru, este sindicatul cadrelor militare disponibilizate. Îl avem pe domnul Silviu Geanu, președintele Federației Sindicatelor Silva. Îl avem pe domnul Constantin Alexandru, președintele APEC, organizație din domeniul APEC Române. Îl avem pe domnul Mircea Mureșanu, reprezentând organizații sindicale din administrație și, bineînțeles, colegii mei astăzi de acolo, care sunt undeva pe acolo, de la colegi care sunt și destul de angajați în activitatea aceasta. Atâtea confederații și s-au atâta ramuri și acesta este programul de revendicări pe care vi-l dăm. E program național, cuprinde revendicările tuturor. Acest guvern trebuie să plece, fără discuție, pentru că are o singură misiune, să dea ceea ce mai are statul român străinilor.